La Craiova s-au disputat marți și miercuri, în trecerea unui puternic turneu de tenis de câmp, la care a participat și Luminița Tutunaru, sportivă legitimată la clubul severinean Alessio Pascali. Pregătită de antrenorul Nicu Spânu, tenismena noastră a avut o prestație foarte bună și la această competiție. Este vorba despre Cupa de Toamnă, care s-a desfășurat în localitatea Craiova, la clubul Olimp. A fost un turneu foarte puternic și, din fericire pentru noi, ne-am clasat pe primul loc la categoria de 12 ani fete. Am jucat în finală cu o fetiță de la Vâlcea, care este în lotul național, și am bătut-o în două seturi. Evident că și Luminița este mulțumită de rezultat și speră ca, în foarte scurt timp, să aibă acces și în lotul național de juniori de la categoria ei de vârstă. Turneul a fost foarte greu. Am jucat cu o fată din lotul național, care este pe locul 18. După această victorie cu o viitoare adversară în lotul național, sper să ajungi și tu la acest nivel? Da, mai trebuiau două locuri și eram în lotul național. Înțeleg că la anul îți vei realiza acest obiectiv. Da. Ce va urma pentru sportiva noastră? Urmează turneul de la București de pe 10 decembrie și chemarea la anul în lotul național. Este obiectivul major lotul național sau sunt și alte competiții în vizor? Lotul național este principal. Sunt de șanse reale ca în primăvară Severinul să aibă doi jucători de tenis de câmp, Laurențu Mandocescu și Luminița Tuturaru, în loturile naționale, ceea ce ar fi un rezultat de excepție pentru acest sport. Miercuri s-au disputat jocurile unei noi etape intermediare din Liga 4 la fotbal. Surpriza a venit de la Vânju Mare, unde Realul din localitate a învins cu 1-0 Termo. Minerul n-a avut probleme cu Gloria Rogova, căreia i-a administrat un sec 6-0, care le consolidează poziția de lider în clasamentul seriei. Să urmărim rezultatele înregistrate în această etapă. Jocul Agromec și Miancese Corcova se dispută azi. În clasament lider este Minerul Mehedinți cu 46 de puncte, urmată de Termo și Pandurii Cerneți, ambele cu câte un joc mai puțin disputat. Etapa viitoare, Minerul va sta, Termo va juca pe teren propriu cu Constructorul Eșelnița, în timp ce Pandurii Cerneți va fi gazdă pentru viitorul Cujmir.